Pentru început, voi aplica o bază de plapă, voi folosi creionul Milk de la NYX. Cu o pensulă unghiulară voi aplica un fard negru mat, exact așa cum se vede în imaginile de față. Cu pensulă de blending dispersez puțin nuanța de negru. Acum voi repeta pașii dinainte pentru ca acea nuanță să iasă mai bine în evidență. În continuare, aplic o nuanță de maroniu albastru, o nuanță holografică, după cum bine se vede. Conjunctivă voi folosi un creion bronz metalic. Pensulă de blending voi lua o nuanță de fată de șampanie și o voi aplica pentru a dispersa nuanța aceea de pe arcadă. Și aceeași nuanță de fată de șampanie o voi aplica atât pe ploapă cât și în colțul pe intern, după cum veți vedea. Formeze o cât pot de bine o linuță în colțul extern al ochiului, linuță orizontală, pe care voi folosi și creion alb și fard alb și o voi dispersa cât de cât.
acum iau același necromat și formez o cotiță. La final aplic mascara negru și este gata machiajul ochilor. Ca blush voi folosi o nuanță cărămizie. Iar pentru buze voi folosi un roz mat rezistent. Sper că v-a plăcut machiajul, vă aștept să vă înscrieți la canalul meu și să-mi trimiteți comentarii. V-am pupat, pa!